Zilele trecute au avut loc partidele din optimile de final ale Cupei României la volei. În această fază a competiției, VCM LPS Piatra Neamț a trecut cu scorul de 3-1 de formația Universitatea Cluj și va întâlni astfel Știința Explorări Baia Mare în sferturile de finală. Primul meci dintre cele două echipe va avea loc în 16 noiembrie, iar returul se va disputa în 23 noiembrie. Sferturile de finală ale Cupei României se dispută după sistemul tur-retur, urmând să se califice echipa care acumulează mai multe puncte în cele două manșe. Dacă punctajul general este de 3-3 după cele două manșe, se va disputa setul de aur pentru stabilirea echipei calificate în faza următoare a competiției. În cazul în care va trece de echipa din Piatra Neamț, Știința Explorări Baia Mare va întâlni în semifinale câștigătoarea meciului dintre Unirea Dej și Volei Municipal Zalău. În sezonul precedent, echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop a ajuns până în finala competiției. Până la duelul din Cupa, Știința Explorări Baia Mare se pregătește de debutul în noul sezon competițional al diviziei A1 la volei, competiție care va începe în acest sfârșit de săptămână. Pentru noul sezon, formația băimăreană are ca obiectiv o clasare între primele 5 echipe din campionat, precum și o nouă calificare în cupele europene. De asemenea, băimărenii își propun să ajungă din nou în finala Cupei României, mai ales că sistemul de desfășurare a competiției s-a schimbat în acest an. Cam fiecare an am pus un obiectiv cât de cât bun pentru noi. Rămâne același de anul trecut. De anul trecut, deci 1-5. De ce nu am zis și atunci finală de cupă, Cupa României, care în anul acesta știți că s-a schimbat sistemul competițional. Deci după sferturile semifinale se joacă tur-retur. Deci nu mai este Final Four, finala va fi după meciurile care se joacă tur-retur și în semifinale și în sferturi. Finala Cupei României se va juca într-o singură manșă în data de 30 aprilie 2017.